bine am venit. Welcome to Târgu Jiu. Welcome to Târgu Jiu. Și ce l-a determinat să aleagă echipa noastră? Why you pick NRG? I think it's the best opportunity for me. Plus, I heard about Coach and how his coaching strategy is going to teach me about the game. And anytime you got a chance to be around a great coach, you take the opportunity. A fost opțiunea cea mai bună pentru în acest moment. A auzit foarte multe despre domnul antrenor și de modul în care lucrează. Crede că va progresa foarte mult aici și când ai șansa să lucrezi cu un antrenor așa bun, nu stai foarte multe gânduri. Este la prima experiență în România. Ce știe despre basketul românesc? Just first experience in Romania. What do you know about Romanian championship? Not very much. I'm learning as I go. I talk to the players and I watch a couple of the games and trying to understand the film and see how physical the game is. Hopefully I can adapt pretty quick to help the team out. Nu foarte multe, încă poate discuți și cu jucătorii, urmărește și meciurile care s-au disputat până acum. Speră să se adapteze cât mai mult, să înțeleagă cât mai repede cât de fizic este campionatul sau nu. A primit referințe despre echipa de la Watson? A evoluat în același campionat. Do you have some discussion with Watson because you play in Finland? Yeah, I had a couple discussions with him, and I was trying to understand the game and just see the difference of how the game is here and there. I think it's going to be a pretty rough adjustment for him, but I'm pretty sure I can make the adjustment. A avut câteva discuții și cu Watson să înțeleagă cum se joacă în România. Crede că adaptarea va fi una poate mai dificilă, însă cu siguranță se va adapta foarte repede. Vine în plin sezon. Cum crede că va reuși să se adapteze? You're coming in the full season. In the middle of the season, how fast you think you adjust? It don't take you long to play basketball. Just understand the coach's strategy and what he wants us to do. But playing basketball is easy. You go out there and play, give you 100%, and pretty sure you leave everything on the court. It's gonna work out for you. Atât timp cât joci basket, nu poate să fie o adaptare foarte grea, pentru că este doar necesar să înțelegi strategia domnului antrenor și cum se joacă în România. Însă dacă intri în teren și dai 100%, adaptarea va fi și mai ușor. Cum și-ar caracteriza jocul său? What can you say about your game? My game? Yeah. Physical, strong guard, that's what I try to bring to the table. And also playing defense and doing the dirty work, if that's what I like to do for the team. Este un jucător fizic care face și munca de jos, un special apărarea și astea sunt atuturile cu care poate ajuta echipa. De ce acum acest transfer pentru tine? Why you have this transfer now? Transfer now? No. I think it's the best opportunity for me, so that's why I think that I came here, and plus the opportunity to play in the Romanian Cup and just play in different leagues is pretty good for me. A fost oportunitatea cea mai bună, are și șansa de a evolua și în Cupa României și în celelalte două competiții, și campionat și Euro Challenge, astfel că este opțiunea care a fost cea mai bună la momentul